Dragi români, bine ne-am regăsit la emisiunea În căutarea unității. Sunt Ionel Oprea, gazda dumneavoastră, și la mulți ani pe anul acesta. Abordăm un subiect pe care l-am mai abordat și în alte emisiuni, despre drepturile și libertățile omului. Omul este o ființă creată de Dumnezeu, trimisă în această lume cu anumite drepturi. Societățile umane organizate sub forma unor organizații statale au consfințit aceste drepturi, apărarea lor, în legile fundamentale ale statului respectiv. Constituția, mai exact. Prin alte legi, societățile umane, națiunile respective, statele, au înființat și instituții care să se ocupe în mod special de urmărirea respectării de către instituțiile statului a acestor drepturi fundamentale. Astăzi vorbim despre acest subiect cu un invitat, cu o invitată, o doamnă, consilier de la Instituția Avocatul Poporului, doamna Mirabela Mălăescu, de la Biroul Teritorial Ploiești al Avocatului Poporului. Bine ați venit și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, mă onorează. Mirabela, pentru că ne cunoaștem de mulți ani și eu știu ce ai făcut și ce poți să faci, ești o persoană foarte dedicată pentru a desfășura activități în apărarea drepturilor fundamentale ale omului. Ce crezi că ar caracteriza unitatea oamenilor? Ce îi unește pe ei din perspectiva acestei teme pe care am dorit să o abordăm? Sigur, suntem ființe umane și este evident că avem drepturi, drepturi divine, așa cum le numim noi, drepturi cu care ne-am născut, dar pentru ca ele să existe este necesar, absolut imperios necesar, să fie legiferate prin așa numitele legi fundamentale ale statelor, așa cum este și în România, Constituția României. Și mai mult decât atât, noi am și ratificat ca stat anumite convenții internaționale privind drepturile omului, privind drepturile copilului, drepturile persoanelor cu dizabilități și așa mai departe, pentru că fără aceste acte juridice de interes național și internațional, nu cred că am putea să mai vorbim astăzi despre existența reală a acestor drepturi. Este foarte important să existe pe lângă aceste drepturi consfințite de acte normative, de instituții. Este imperios necesar să avem instituții care să le și ocrotească. Vorbeam despre aceste instituții care să le și ocrotească. Evoluția societății umane a impus oarecum nașterea acestor instituții ca să urmărească respectarea drepturilor cu care omul a venit în lume. Și putem să denumim anumite Sigur. Drepturi, libertatea individuală, libertatea de expresie, libertatea conștiinței, pe care omul aici, alt om, nu poate să îngrădească celuilalt drepturile divine cu care a fost trimis în lume. Așa este. Și vorbind de aceste instituții, la nivel internațional s-a creat așa numită rețea de ombudsman. La noi în țară se cheamă Instituția Avocatul Poporului. Te rog să spunem telespectatorilor noștri, să reamintim telespectatorilor noștri cu ce se ocupă, când a fost Sigur înființată că da. Sigur, și cum este organizată. Sigur, Instituția Avocatul Poporului este înființată potrivit legii 35/97. Este o instituție de tip ombudsman și își propune, are ca și rol principal, apărarea drepturilor, libertăților persoanelor fizice în raporturile cu autoritățile publice. Drept urmare, vorbim de o instituție care își dorește să vină ca o punte de dialog între cetățean și autoritatea publică, tocmai în sensul diminuării acelei discrepanțe pe care o remarcăm cu toții atunci când un cetățean de rând se află în fața unui funcționar public sau în fața unui ghișeu. Poate de cele mai multe ori cetățeanul se simte pe o poziție inferioară, tocmai pentru că simte că nu de fiecare dată
îi este ascultată doleanța, solicitarea pe care o are. De foarte multe ori găsim și corelativul. Cetățeanul nu are pregătirea juridică necesară de cele mai multe ori pentru a înțelege ceea ce îi se explică, poate de un funcționar care nu are suficientă empatie încât să traducă norma juridică pe înțelesul cetățeanului, astfel încât acea persoană care pleacă din fața unui ghișeu să plece și lămurită, este esențial. Credem noi că rolul nostru este să deblocăm așa zisele conflicte, pentru că de multe ori, într-adevăr, sunt și conflicte reale, dar sunt și multe neînțelegeri care apar între cetățean și funcționarul public din cadrul unei autorități, fie ea centrală, fie autoritate publică locală, județeană. Drept urmare, rolul nostru este extrem de important, tocmai pentru că deblocăm acele litigii care de multe ori escaladează până ajung pe rolul instanțelor de judecată, cu, zicem noi, implicații financiare de ambele părți, și din partea cetățeanului și din partea autorității publice. De precizat este faptul că instituția Avocatul Poporului nu este una care să sperie, ci este una, cum bine spuneai mai devreme, care vine un sprijin, care vine să sprijine și să elimine conflictul. Instituția Avocatul Poporului nu este investită cu posibilitatea de a, cu puterea de a da sancțiuni, pentru că de cele mai multe ori omul, în special, că este el funcționar public, îi este teamă oarecum de vine cineva în control, mă amendează. Ideea este, mie îmi place de să spun și am spus-o de multe ori când am avut ocazia să vorbesc despre instituția Avocatul Poporului, că este una, și am dus mâna la obraz, degetul la obraz, una cu o dezvoltare civică, să zic așa, mai puțin scandaloasă. Da, este o instituție care are instrumente juridice. De altfel, legea noastră fundamentală, Constituția României, prevede în mod clar obligația autorităților publice de a da curs solicitărilor instituției Avocatul Poporului, de a pune la dispoziția reprezentanților instituției Avocatul Poporului toate documentele, actele, informațiile, datele pe care le dețin și de a lua măsuri legale pentru remedierea situațiilor atunci când apar încălcări ale drepturilor cetățenilor. Deci nu este o instituție care ar putea fi desconsiderată prin prisma lipsei sancțiunii. În niciun caz, sancțiunea aceasta fermă, pecuniară, știți că de foarte multe ori funcționarii se tem de partea aceasta plății, dacă îmi dă amendă, și fără puterea unei amenzi, am demonstrat de-a lungul anilor că putem debloca situații prin puterea pe care ne dă Constituția României, legea noastră de organizare și funcționare, dar și faptul că atunci când întâmpinăm dificultăți în raporturile pe care, în relațiile, în demersurile pe care le întreprindem cu autoritățile publice, putem să ne canalizăm aceste eforturi prin prisma Constituției, dar și apelând la sprijinul autorităților ierarhii superioare, care cu siguranță că trebuie să ia măsuri și să aplice chiar uneori măsuri mai constrângătoare, mai coercitive. Deci, chiar dacă noi nu aplicăm amenzi în mod direct, atunci când constatăm încălcări flagrante ale drepturilor și libertăților cetățenilor și atunci când textul de lege este extrem de clar în privința unei situații reclamate de un cetățean sau unei autosesizări, pentru că avem aceste două instrumente juridice la îndemână, cu siguranță că chiar dacă noi doar emitem, să spunem, o recomandare, recomandarea arătând o încălcare a drepturilor cetățeanului și măsuri ferme de remediere a acestor încălcări, chiar dacă nu dăm sancțiuni pecuniare, există autoritățile administrative, ierarhii superioare, există guvernul, există parlamentul, există aceste instituții care, cu siguranță că trebuie să-și concentreze eforturile pentru remedierea drepturilor pe care noi le-am constatat ca fiind încălcate. Știi, de foarte multe ori și de-a lungul anilor am văzut oameni nemulțumiți de rezultatul pe care îl primesc de la instituția noastră, de la instituția Avocatul Poporului. Am zis a noastră pentru că ani de zile am lucrat și eu acolo. Însă, analizând competențele altor instituții de tip ombudsman din alte țări, am constatat că noi avem niște competențe mult mai profunde și mai în sprijinul cetățeanului decât țările respective. Ce face diferența este percepția. La noi cetățeanul este obosit și când ajunge la instituția Avocatul Poporului ajunge cam ca la o ultimă speranță. Și vine supărat și vine încărcat cu problemele lui. Și de cele mai multe ori, în momentul în care își dorește să câștige, de exemplu, un proces sau să îndreptăm un drept care a fost încălcat și nu o putem face în timpul
pe care și-l dorește el. De obicei foarte scurt. De obicei foarte scurt. Atunci apare această nemulțumire. Însă, instituția Avocatul Poporului din România are o importanță deosebită, cu niște competențe extraordinare. Și cred că sunt cifre, și nu doar cifre, și cazuri concrete pe care noi le avem postate pe pagina de internet a instituției, cu situații concrete soluționate prin, cu sprijinul instituției Avocatul Poporului. Adică cine s-ar îndoi, ar fi bine să intre pe pagina de internet a instituției noastre, tocmai pentru a vedea concret ce cazuri am avut, cum s-au soluționat, pentru că este important să nu plecăm cu prejudecății și să gândim că într-adevăr suntem norocoși că noi putem vorbi în România de existența unei instituții de rang european care într-adevăr își face datoria și poate să apere în mod concret drepturile cetățeanului. Să amintim un pic organizarea instituției Avocatul Poporului, după care intrăm în activitățile concrete pe care biroul teritorial pe care îl reprezinți, biroul teritorial Ploiești, le-a obținut anul trecut. Sigur, aș vrea doar să mai adaug faptul că autoritatea Avocatului Poporului este deosebită în rangul instituțiilor publice din România, în sensul că suntem o autoritate administrativă autonomă și independentă. Este foarte important acest caracter pentru că ne dă acea obiectivitate în tot ceea ce înseamnă verificările pe care le întreprindem, pentru că nu are nici caracter politic această instituție. Este important să precizăm aceste aspecte. Constituția României și legea noastră de funcționare ne oferă acest statut special în ierarhia autorităților administrative din România, ceea ce eu consider că este un plus pe care îl are instituția Avocatul Poporului. De asemenea, cetățenii trebuie să știe că Avocatul Poporului, în ciuda denumirii, nu îi reprezintă în fața instanțelor de judecată. E foarte important, pentru că de multe ori ne întâlnim cu cetățeni care vin la noi crezând că o să-i reprezentăm în fața organelor. Exact, de cercetare penală, în fața organelor judecătorești, autorităților judecătorești, și atunci uneori sunt dezamăgiți, dar trebuie să înțeleagă că în ciuda denumirii avem o competență totuși limitată pe autorități administrative, nu pe cele judecătorești, iar tot ceea ce înseamnă sentințe judecătorești, procese, trebuie să știm că există avocații din barou, înscriși legal în barou, care să le acorde acestor cetățeni întregul sprijin, întreaga reprezentare juridică, pentru că altfel ar exista o imixtiune și evident că autoritatea judecătorească este una independentă, iar instituția noastră nu se amestecă în aceste chestiuni. Este important să plecăm la drum cu o înțelegere cât mai corectă a conceptului și astfel încât toți cei care ne urmăresc să înțeleagă că Avocatul Poporului vine în sprijinul lor tocmai pentru a debloca acele conflicte administrative, deci nu cele care au ajuns deja pe rolul instanțelor de judecată. În privința activității Avocatului Poporului, trebuie să știm că își desfășoară activitatea prin personalul de la sediu central, dar și prin cele 15 birouri teritoriale. Eu sunt reprezentanta biroului teritorial Ploiești. Drept urmare, noi considerăm că la acest moment în țară există o repartiție unitară a reprezentanților instituției noastre, astfel încât serviciile instituției noastre, care de altfel sunt gratuite, petițiile pe care cetățenii le depun sunt scutite de taxe de timbru, nu există nici un cost pe care instituția să-l perceapă de la acești cetățeni. Drept urmare, considerăm că facilitatea pe care o are cetățeanul de a se adresa serviciilor instituției noastre și de a beneficia de aceste servicii este una reală, mai ales că suntem dispersați în întreg teritoriu și credem noi că astfel cetățeanul poate veni mai aproape de instituția noastră, poate să beneficieze de audiențele aproape zilnice pe care le acordăm, cu excepția zilei de vineri. Noi în fiecare zi suntem la dispoziția cetățeanului și îi primim. De multe ori ni se spune: vai, dar chiar ați avut răbdare să-mi citiți un teanc consistent de hârtiuțe pe care le-am strâns de-a lungul anilor. Păi ăsta este rolul nostru, să avem răbdare cu fiecare cetățean la nivelul de instruire specific fiecărui cetățean, că asta este realitatea, nu suntem juriști cu toții, nu ne-am născut toți învățați și e bine să știm că empatia face diferența între funcționarii care își văd doar strict scriptic fișa postului și funcționarul public care n-a uitat că în fața sau dincolo de ghișeul pe care îl are acolo se poate afla o bunică, o mamă, o soră la un moment dat. Ar fi tare important, pentru că de multe ori sunt întrebată: dar de unde vin aceste conflicte? De cele mai multe ori am constatat că aceste conflicte, aceste neînțelegeri ale cetățeanului de rând, provin din lipsa de empatie pe care funcționarul i-o arată acestui cetățean. Dacă s-ar apleca puțin mai mult asupra problemei pe care cetățeanul poate că în mod greu o exprimă, înțelegem că și la noi, vă imaginați că în cadrul audiențelor întâlnim tot felul de, personalități, da? De aceea suntem special, pentru că suntem diferiți și tocmai diversitatea aceasta ar trebui să ne dea nouă
caracterul special al ființei umane. Dacă am înțelege cu toții acest aspect, eu cred că lucrurile s-ar debloca mult mai ușor, iar intervențiile noastre ar fi mai rare. Să precizăm că fiecare birou teritorial al Avocatului Poporului acoperă ca și competență teritorială 2, 3, 4 județe. Da, biroul teritorial, și acum să vorbim despre biroul teritorial Ploiești, cât acoperă și ce ați făcut? Ce am făcut noi în 2023? Avem competență pe 3 județe, Prahova, Buzău și Dâmbovița, și în anul 2023 se remarcă o creștere semnificativă a activității noastre în privința numărului sesizărilor din oficiu, în privința petițiilor pe care le-am primit de la cetățeni. Este important de știut că instituția noastră își desfășoară activitatea fie la cererea persoanelor fizice prin petițiile, cererile scrise pe care le depun cetățenii, de altfel ei pot să ne scrie pe mail, prin poștă, în cadrul programului de audiență. Este important să știm că totuși cetățeanul se poate adresa mult mai rapid datorită mijloacelor moderne de comunicare. Noi telefonic. Telefonic, întocmim și fișe de dispecerat. Da. Drept urmare, credem noi că disponibilitatea există fără putință de tăgadă în privința modului în care ei ne pot apela. De asemenea, trebuie să precizăm că instituția Avocatul Poporului se sesizează și din oficiu. Așadar, mijloacele și anume presa, mijloacele media pe care noi astăzi le accesăm cu atâta facilitate prin grație internetului, ne oferă acces către multe situații și posibile situații de încălcare a drepturilor cetățeanului, pe care noi le regăsim în presă și de fiecare dată există o reacție promptă, spunem noi. Și cred că acest lucru este dovedit și de numărul mare al sesizărilor din oficiu pe care le avem doar la nivelul unui singur birou. Biroul Teritorial Ploiești are 152 de sesizări din oficiu anul trecut, are petiții, 355 de cetățeni s-au adresat în scris instituției noastre, biroului Teritorial Ploiești. Avem aproape 900 de cetățeni care ne-au apelat telefonic și am acordat aproape 800 de audiențe. Spunem noi că toate aceste cifre arată în mod real o implicare, dar și faptul că am arătat deschidere către cetățean și că ne pasă, chiar ne pasă. Și recunoaștem că cea mai mare satisfacție pe care o avem în activitatea noastră curentă este când cetățeanul de rând ne spune: Doamne, dar câtă răbdare ați avut să mă ascultați și în sfârșit am înțeles și eu de ce bat pe la atâtea uși și nici n-am mers niciodată pe drumul care trebuia din punct de vedere juridic. Eu nu am înțeles niciodată cadrul legal care era de fapt aplicabil situației mele. Și este într-adevăr o ușurare și simți o satisfacție când spune: am mers și pe la atâtea case de avocatură, am încercat, dar uitați, n-a avut nimeni răbdare să-mi spună că de fapt eu în actul din anul 1950 n-aveam trecut în nu știu ce detaliu, nu știu, în privința unui act de proprietate, de exemplu. Situațiile sunt diverse. Atunci când am constatat încălcări flagrante, încălcări vizibile ale drepturilor cetățenilor și când am vrut să ne asigurăm că ceea ce verificăm nu este doar scriptic, am considerat oportun să efectuăm anchete. Anchete înseamnă vizite pe care le facem la sediul autorităților publice reclamate, iar acolo avem dreptul legal de a solicita toate date, informații, documente, dar și de a lua declarații de la conducătorii autorităților publice. Este foarte important. Drept urmare, se fac aceste anchete unde se pot verifica concret toate aspectele reclamate de cetățean. Și de asemenea, atunci când am constatat noi că există o vizibilă încălcare a drepturilor cetățeanului, s-a propus emiterea unor recomandări, iar Avocatul Poporului, doamna Renate Weber, de fiecare dată a arătat deschidere în a emite aceste recomandări, tocmai pentru că autoritatea în cauză să realizeze ce drept a fost încălcat, cadrul legal normativ, cum se pot remedia aceste situații, cum se pot repune în drepturi cetățenii. Drept urmare, fiind dată o recomandare, autoritatea publică este obligată să și însușească în mod firesc. Atunci când însă nu și-o însușește, avem și această posibilitate de a analiza oportunitatea sesizării instanței de contencios administrativ. Pe lângă ierarhii superioare, acele autorități care pot fi sesizate pentru a aplica uneori chiar și sancțiuni. Este foarte bine că ai precizat acest lucru, pentru că ai descris foarte, foarte succint și suficient de bine ce înseamnă recomandarea Avocatului Poporului, pentru că de foarte multe ori se confundă, se reduce puterea acestui act al Avocatului Poporului, pentru că este un act cu o putere extraordinară, la banalitatea cuvântului recomandare. Am recomandat, dar nu e cazul să țin cont de ea. E, în cazul recomandării Avocatului Poporului, este cazul să se țină cont, pentru că s-au făcut niște demersuri, s-au făcut și s-a ajuns la anumite concluzii pe care autoritatea este obligată să le respecte, mai ales că sunt indicate concret
actele normative, incidente, dreptul, exact modalitatea de încălcare a dreptului respectiv, dar și măsurile pe care autoritatea trebuie să le ia pentru repunerea în drepturi a cetățeanului. Adică este un instrument juridic extrem de util pentru conducerea unei autorități publice extrem de deschise la minte, dar și la nivelul cunoștințelor juridice, pentru că este foarte important să realizezi cât de util îți este acest instrument juridic al recomandării avocatului poporului, pentru că, practic, te scutește de calea unui proces îndelungat, costisitor, procese unde știm bine că se atrag uneori și penalități pe fiecare zi de întârziere până la emiterea unui act administrativ. Adică dacă tot ai această șansă, te-a vizitat avocatul poporului, te-a verificat, a venit cu toată bunăvoința, cu toată deschiderea de a-ți arăta că din tot ce înseamnă cadrul legal normativ, tot cadrul normativ aplicabil speciei respective a fost studiat, au fost solicitate puncte de vedere de la alte autorități, să dai dovadă în continuare de rea voință în a respecta drepturile cetățeanului, deși ai toate argumentele juridice de partea repunerii în drepturi și a refacerii situației, a reanalizării situației, această rea voință de cele mai multe ori nu poate fi sancționată decât de instanța de judecată, respectiv de tribunalele, știm, specializate pe drept administrativ, cele de contencios administrativ. Ne dorim să existe cât mai puțin de astfel de situații, cât mai puține situații și, de altfel, la nivelul instituției noastre, putem spune că peste 90% din aceste recomandări sunt însușite de autoritățile publice care, cu siguranță că au conducători deschiși la minte și cu un nivel juridic al studiilor și al instruirii juridice, astfel încât să înțeleagă utilitatea recomandării noastre. La nivel central, instituția Avocatul Poporului este organizată pe domenii de activitate, are niște adjuncți care coordonează un anumit domeniu de activitate, ceea ce face și aduce un plus de valoare birourilor teritoriale. Mie mi-a plăcut de foarte multe ori să spun cel lucru care discutam despre birourile teritoriale, că zic, mai de fiecare dată când vorbiți cu birourile teritoriale, cu lucrătorii de la birourile teritoriale, trebuie să aveți un carnețel să vă luați notițe, pentru că ei fac de toate. Deci, birourile teritoriale acoperă întreg spectrul de activitate pe care îl găsim la nivel central. Competență generală. Competență generală. Cum v-ați gestionat acest, sau mai bine zis, în anul trecut, sau putem să facem o trecere pe ultimii ani, cum a evoluat, în ce domenii ați fost solicitați mai mult să rezolvați problemele cetățenilor? Sigur că da. Chiar am creat un comunicat de presă pentru a sintetiza activitatea anului 2023 pentru Biroul Teritorial Ploiești și, analizând întreaga activitate a biroului, am constatat că, într-adevăr, pe anumite drepturi au crescut solicitările și, dacă vorbim de sesizări din oficiu, am constatat că în presă sunt foarte multe subiecte legate de posibile încălcări ale drepturilor copiilor. Și aici știm că avem un domeniu întreg care se ocupă de apărare, protejare, promovarea drepturilor copilului, coordonat de un adjunct denumit avocatul copilului. Sigur că și noi, la nivel teritorial, ne-am axat foarte mult pe acest subiect, pentru că ni se pare un subiect de importanță decisivă. Până la urmă vorbim de un subiect extrem de vulnerabil, copilul, care nu-și poate apăra singur drepturile, și drepturi mare, instituția aceasta trebuie să se axeze foarte mult pe tot ceea ce înseamnă radiografierea modului în care instituții de cultură, instituții de educație, de sănătate, tot ceea ce înseamnă servicii de care ar putea beneficia copilul, ar putea să-i lezeze la un moment dat drepturile. Noi ne-am axat foarte mult, numai cifra aferentă sesizărilor din oficiu, avem aproape 120 de sesizări din 152 numai pe copil, pe drepturile copilului. Deci se vede foarte clar că pe parcursul anului 2023 ne-am axat, pentru că și presa ne-a furnizat subiecte în această sferă foarte multe. Eu știu copii minori care sunt victimele ale abuzurilor, fie în familie, fie în instituții de ocrotire a drepturilor lor. Vorbim de copii care, cred că ați văzut în presă, copii care sunt lipsiți de supravegherea părintească. Foarte mulți părinți plecați la muncă în străinătate și ei rămân poate cu bunici sau uneori chiar nu chiar sunt fără nimeni, deci da. Nu au instituite măsuri de protecție nici măcar în cadrul familiei ca să fie o persoană reprezentantă al intereselor și drepturilor copilului respectiv. Vedem copiii care de la vârste cât mai fragede conduc autoturisme pe drumurile publice și care, pe lângă faptul că ei conduc aceste autoturisme, mai au cu ei și alți minori și se creează adevărate tragedii pe șosele. Există și copii care sunt supuși unor acte de tâlhărie, unor acte de agresiune sexuală, din păcate. Astfel de cazuri au fost foarte multe în anul 2023. Cu tristețe am constatat că
acest trend este unul ascendent, din păcate. De asemenea, ne-am axat și pe tot ceea ce înseamnă ocrotirea drepturilor persoanelor cu handicap. Au existat cetățeni care ne-au reclamat fie faptul că, deși legea le conferă aceste drepturi, autoritățile ori nu cunosc aceste drepturi, ori se fac că le-ar cunoaște, dar în realitate nu le oferă aceste drepturi. Mai exact, un simplu loc de parcare pentru o persoană cu handicap ajunge să fie o adevărată piatră de moară pentru această persoană cu dizabilități. Gândiți-vă că o persoană cu dizabilități are foarte mari dificultăți în a-și valorifica drepturile tocmai din cauza acestor deficiențe pe care cu siguranță că nu și le dorește a le avea, dar funcționarul, din păcate, există astfel de funcționari care privesc cetățeanul cu dizabilități ca pe o persoană cu aceeași funcționalitate ca un om care nu are astfel de dizabilități și cere tot felul de documente, de mai multe ori să se deplaseze la sediul autorității, tot felul de formalități pe care, în mod evident, o astfel de persoană nu le poate îndeplini. Am avut un caz la Buzău, de exemplu, de persoană cu handicap locomotor, care se chinuia de mai bine de un an să obțină un loc de parcare pentru mașina autoturismă sau adaptat, așa cum spune legea, în proximitatea domiciliului său. Proximitate înseamnă să nu-i dai peste drumul locuinței sale, unde avem o arteră intercirculată și el cu handicap locomotor cum o să poată să traverseze în lipsa unei treceri de pietoni să ajungă la acel loc de parcare pe care tu, formal, i l-ai oferit. Că așa spune legea, doar că n-ai înțeles că legea îți spune în proximitate tocmai pentru ca el să poată avea acces real la acest drept și de a-l putea valorifica, altfel dreptul rămâne lipsit de substanță. Care o cerință specială, sigur. Absolut. Asta este un simplu caz care îmi vine acum în minte, dar sunt foarte multe alte cazuri în care există acele probleme pe care le-am remarcat în privința acordării anumitor indemnizații și așa mai departe. Am avut cazuri, cred că 2 sau 3 la Buzău, în care persoanele cu handicap grav, cu însoțitor, nu beneficiau de indemnizația de însoțitor, doar pentru că gradul lor de handicap era de tip psihic, da? Deci fiind un handicap de tip psihic, ei nu își pot exprima consimțământul. Neputând exprima consimțământul, de la data emiterii certificatului de handicap, curgeau niște luni bune până la momentul la care instanța de judecată pronunța o sentință denumirea unui curator. Un curator, o persoană desemnată de instanță să-i reprezinte interesele acestei persoane cu dizabilități psihice. Ei, pentru acest interval de timp, ei erau privați de drepturile pecuniare pe care le au potrivit certificatului de handicap, pentru că nu primeau aceste indemnizații de handicap. Am emis și recomandări în acest sens. Vedeți, noastre sunt persoane cu dificultăți reale în viața de zi cu zi, pe care uneori pare că societatea chiar i-a uitat, din păcate. Dar cu siguranță că atunci când vin la noi, nu există caz pe care noi să-l ignorăm sau să-l tratăm cu superficialitate. Cel puțin nu la nivelul biroului nostru, vă asigurăm. Au fost ani de zile în care munca, activitatea în general a avocatului poporului, indiferent că era la centru sau la sediul central sau la birourile teritoriale, era axată pe restabilirea dreptului de proprietate. Așa este. Cum se mai stă la Ploiești în anul 2024? Da, pe toate cele 3 județe, Prahova, Buzău și Dâmbovița, constatăm totuși că există o scădere a reclamațiilor pe acest aspect al articolului 44 din Constituția României, încălcarea dreptului de proprietate privată. Însă, din păcate, există încă acele solicitări ale persoanelor îndreptățite să primească fie proprietăți pe care statul comunist le-a confiscat în perioada respectivă, fie despăgubiri pentru imobilele care nu se puteau restitui. Încă mai avem, la atâția ani de la apariția legilor fondului funciar sau de la apariția legii 10, aceea cu restituirea proprietăților confiscate, vorbim de legea 18/91, care încă nu este finalizată ca proces de reconstituire. Într-adevăr, este abominabil, este de neînchipuit că din anul 91, când a apărut legea, până în 2024, încă avem cetățeni care reclamă că nu au titluri de proprietate pe legea fondului funciar. Unii chiar au murit și nu l-au mai văzut. Din păcate, sunt cazuri disperate, sau mai avem o altă situație, când emise titluri de proprietate din birou, fără o deplasare la fața locului și fără a se identifica în mod real punerea în posesie, așa cum spunea legea, amplasamentul, sunt suprapuneri de amplasamente și, într-adevăr, situații extrem de povărătoare pentru cetățeni, întrucât nu își pot stăpâni terenul, deși l-au scriptic în acte. Sigur. De-a lungul anilor a fost un moment în care eu am fost adjunct al avocatului poporului și în primul mandat am răspuns de acest
domeniul al proprietății, a restituirii dreptului de proprietate, m-am străduit și am constatat că autoritățile, pe lângă faptul că legislația a creat un haos, autoritățile erau neputincioase, nu mai știau ce să facă. S-a creat această instituție la nivel central, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ANRP-ul, cunoscut de toată lumea. Însă, de cele mai multe ori, dosarele de reconstituire a dreptului de proprietate din județe, făcând atâtea drumuri, București, provincie și înapoi, așa se pierdeau acte pe drum. Am încercat la un moment dat, prin Ministerul Administrației și Internelor, prin legătura cu prefecții județelor, să încercăm să facem o situație, o centralizare. Să știm câți au solicitat restituirea, repunerea în drepturi. Câtor oameni li s-au emis titlul de proprietate? Sigur. Vreau să spun că nu s-a putut face chestiunea aceasta pentru că nimeni nu s-a ocupat de ea. Cea mai bună soluție ar fi fost ca la nivelul fiecărui județ să se constituie niște un grup de lucru, cu judecători specializați pe restituirea dreptului de proprietate. Astfel să există o celeritate sigur în soluționarea acestei chestiuni, care este extrem de tardivă din punctul meu de vedere, de la apariția cadrului normativ incident. O altă atribuție foarte, foarte specială și de multe ori a adus de servicii instituției Avocatul Poporului este competența controlului de constituționalitate. Ce pot spune telespectatorilor despre această atribuție a avocatului poporului? Foarte importantă. De știut că și puține țări, puține instituții au această atribuție. Sigur, prevăzută în lege. Este important de știut, pentru că oamenii vin la noi și ne spun, uitați, am o hotărâre de guvern, am aici un act normativ care îmi spune, eu cred că nu e constituțional, știți, încalcă drepturile din Constituția României, dar foarte puțini cunosc faptul că instituția, respectiv Avocatul Poporului, poate să efectueze acest control de constituționalitate a priori și a posteriori. Sigur, sunt termeni un pic abstracți din punct de vedere juridic, dar înseamnă înainte de apariția, de promulgarea legilor, dar și după promulgarea legilor și ordonanțelor, pentru că sunt două categorii de acte normative care pot fi supuse controlului de constituționalitate, legi și ordonanțe. De către Avocatul Poporului este important de știut, pentru că oamenii vin și uneori pleacă decepționați, dar acesta este cadrul juridic normativ aplicabil, da? Drept urmare, există acest control de constituționalitate pe care Avocatul Poporului poate să-l facă înainte ca legile să fie promulgate și este foarte important și foarte bine că este legiferat astfel, pentru că se poate vedea dacă acel act normativ care urmează să fie publicat în Monitor Oficial după promulgare respectă într-adevăr drepturile consfințite de Constituția României sau nu, dar și dacă cumva a ajuns și își produce efecte juridice prin excepțiile de neconstituționalitate ce se ridică direct la Curtea Constituțională, putem verifica iarăși dacă acele, eu știu, acte normative sunt în concordanță cu Constituția României și respectă spiritul și tot ceea ce înseamnă esența Constituției României în privința drepturilor și libertăților individuale. E tare important de știut acest lucru. De precizat este faptul că Avocatul Poporului are această competență de a sesiza Curtea Constituțională a României, însă asupra pronunțării constituționalității sau neconstituționalității unei legi sau unei ordonanțe aparține exclusiv Curții Constituționale. Absolut. Pentru că de foarte multe ori vin oameni nemulțumiți și spun de ce nu atacați și de ce nu faceți ceva ca această lege să devină... Baghetă magică, nu aveți sigur că da, cu siguranță. Deci este rolul instanțelor de judecată. Să vorbim un pic despre cum vă organizați pentru acordarea audiențelor și a întâlnirilor cu cetățenii pe care le aveți în județele de competență. Foarte important. Sau dacă mai ai ceva de precizat și te-am întrerupt, precizăm imediat și despre activitățile pe care noi le derulăm și în școli, este foarte important de spus, dar despre audiențe este important să știe cetățeanul că se poate adresa birourilor teritoriale din țară, implicit biroului teritorial Ploiești, sediului central,
Există aceste mijloace de comunicare extrem de eficiente, telefon, e-mail, dar și în cadrul programului de audiență, așa cum spuneam, aproape zilnic, cu excepția zilei de vineri, iar noi lunar ne deplasăm și în celelalte județe de competența noastră, din competența noastră teritorială, adică Buzău și Dâmbovița, asigurăm această deplasare lunară, tocmai pentru ca cetățeanul să nu mai înregistreze costuri cu deplasarea, de altfel sunt și cetățeni cu venituri extrem de modeste, pentru care un simplu drum de la Buzău, poate la Ploiești, ar însemna un efort financiar consistent. Și atunci noi beneficiem de sprijinul autorităților județene, de sprijinul consiliilor județene Buzău și Dâmbovița, care au înțeles foarte bine rolul și importanța deosebită a instituției noastre și ne-au pus la dispoziție un spațiu pentru ca cetățeanul să vină să-și expună problema, să poată depune petiții, astfel încât să primească într-adevăr acces gratuit la serviciile instituției noastre. Iar în privința activității în școli, este un subiect care mie mi-este foarte drag, pentru că am sesizat că generația aceasta a copiilor, încă de la clasa a doua, a treia, au un grad de inteligență emoțională care pe mine, sincer, mă surprinde. Pe lângă inteligența aceasta strict științifică, inteligența emoțională mi se pare iarăși un atribut extrem de important în tot ceea ce înseamnă generații care au acces la informații. Adică deja cu ei poți vorbi la un alt nivel și te surprind în mod plăcut prin cât de multe cunoștințe au, chiar și în materia acestora a drepturilor. Eu merg și la clase de a treia și de clase de a patra și sunt extrem de impresionată de cât de ageri sunt la minte și de cât de frumoase soluții propun atunci când eu le spun: bun, și când ai un conflict cu un coleg, cam cum te gândești să-l soluționezi? Într-adevăr, eu zic că mai avem speranță în această țară, pentru că aceste generații au dobândit, sau cel puțin copiii cu care eu am interacționat, un nivel de inteligență emoțională peste ceea ce noi aveam la vârsta lor. Adică sesizez un grad de empatie ridicat, sesizez că ei știu să-și gestioneze emoțiile mai bine, le cunosc, știu să își valorifice relațiile cu ceilalți, iar rolul nostru tocmai acesta este, să mergem să facem acțiunile acestea de prevenție a violenței școlare. E important să știm că, na, toți vorbim în presă, peste tot, despre violența școlară, dar violența există la nivelul societății. Tocmai pentru că nu suntem suficienți de instruiți și nu suntem suficient de educați în materia gestionării emoțiilor noastre. Și atunci instinctele primare de multe ori prevalează în fața a unei raționalizări, a unei interiorizări, a unei stări emoționale. Pentru că dacă nu ți recunoști starea, că am furie, în momentul ăsta eu am furie, deci eu trebuie să mă gândesc foarte bine că dacă mă las în starea de furie, îmi voi face mie rău și celor din jur. Ei, copiii de la cele mai mici vârste, probabil că există undeva și în curricula educațională acele activități pe care învățătorii le desfășoară tocmai pentru ca ei să-și poată gestiona mai eficient emoțiile și pentru a ști să relaționeze eficient unul cu celălalt. Și noi întotdeauna subliniem că avem, pe lângă drepturi, responsabilități. Și la fiecare drept din Consilia României încerc împreună cu elevii să identificăm ce responsabilități avem noi ca cetățeni, tocmai pentru că pe lângă știința aceasta de tot ceea ce înseamnă curricula națională, e important să ajungem adulți care să știm să ne gestionăm emoțiile, iar cu speranța aceasta îmi doresc ca peste câțiva ani să vedem alte comportamente civice, sociale, în viața de zi cu zi, la semafor, în supermarket, la benzinării și așa mai departe. Ne dorim mult să ne implicăm tocmai în acest sens educativ. În urma întâlnirilor, foarte, foarte interesantă, cel puțin activitatea aceasta din școli pe care am practicat-o și eu, și am avut satisfacții extraordinare când în săptămâna aceea, școala altfel, așa este, am avut niște întâlniri cu niște copii din clasa a doua, a treia, și m-au impresionat și pe mine modul în care erau foarte atenți și modul în care puneau întrebările. În aceeași măsură sau un pic mai dezamăgit am fost când am început să... Am fost undeva în zona Satu Mare și am făcut o întâlnire cu vreo 300-400 de elevi și am discutat despre consumul de droguri. Aici este o problemă foarte, foarte delicată. Sigur. Pentru că mulți dintre tinerii, de la vârsta liceală nu înțeleg pericolul pe care îl paște acest flagel, că a devenit un flagel. Ai întâlnit așa ceva în întâlnirile tale? Da, noi abordăm acest subiect pentru că este de o importanță majoră în actualul context și trebuie să recunoaștem cu toții că trendul este evident unul ascendent, că este un subiect pe care nu putem să-l ascundem și trebuie să-l discutăm direct,
foarte deschis cu copiii, pentru că adolescenții, să știți că au un nivel de dezvoltare psihoemoțională suficient de mare încât să înțeleagă consecințele. Și eu întotdeauna leg acest subiect de dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, dar și de dreptul la ocrotirea sănătății. Și atunci când abordăm acest subiect, ne gândim întotdeauna cum am putea noi să ne valorificăm aceste drepturi? Pentru că le avem, slavă Domnului, trăim într-un stat de drept, avem legiferate aceste drepturi, dar noi trebuie să le și resimțim în viața noastră de zi cu zi. Și ce trebuie să facă un adult, un adolescent, că până la urmă aceste pericole pot să... Dar ei sunt mai vulnerabili, sunt supuși grupului de prieteni, influenței celorlalți, dorinței de a fi ca ceilalți. Și ei înțeleg foarte bine ceea ce noi le vorbim, le explicăm foarte bine impactul pe care îl au, aceste decizii pe care le iau și faptul că la un moment dat ei vor fi suma deciziilor lor. Sunt extrem de profunzi și sunt foarte interesați de acest subiect. Într-adevăr, este un subiect. Noi avem și acțiuni pe care le derulăm împreună cu polițiștii de la Biroul de Siguranță Școlară din Buzău. Chiar mâine voi merge la Buzău și voi avea programul lunar de audiențe și l-am corelat cu activitatea de prevenție în școli. Voi merge la o școală gimnazială din municipiul Buzău, tocmai pentru a discuta împreună cu polițiștii, pentru că atunci când ne strângem împreună, că eu mereu spun că puterea lui împreună este magnifică, chiar putem face lucrurile să se miște, dacă împreună, altfel, cel care e auditorul nostru, altfel percepe credibilitatea atunci când autoritățile sunt împreună și își dau tot interesul tocmai pentru ca lor să le fie mai bine. Spune-te, loc, ai întâlnit, în urma discuțiilor pe care le-ai avut cu copiii prin școli, ai întâlnit și o parte foarte, foarte influențabilă în rău, din partea părinților, a lipsei, ai constatat lipsa de protecție și de educație a părinților, pentru că de cele mai multe ori când ne ducem în școli avem multe așteptări de la profesori, de la instituția școlară. Dar omitem faptul că cei 7 ani, mă rog, acum cei 6 ani de acasă sunt esențiali. Absolut. E vorba de un parteneriat. Chiar și contractul educațional pe care părinții îl semnează la începutul fiecărui ciclu de studii scrie clar că este un parteneriat între elev, cadru didactic, părinte. Fără acest trio, educația este impropriu, adică nu putem să spunem că există o educație strict formală la școală. Este vorba despre un conglomerat, un cumul de acțiuni ale, bineînțeles, concertate spre interesul, protejarea interesului superior al minorului. Dacă nu există unul din aceste elemente, deja întreaga noastră structură începe să scârție și atunci cum se vede acest deziderat nu a putut fi dus la îndeplinire, tocmai pentru că elevul este mai mult influențat de prieteni, este mult supus influențelor anturajului. Avem astfel de cazuri, de altfel am și sesizat și în presă, cazuri în care ne relatau copii care săvârșeau și fapte penale, chiar dacă ei sunt încă în această vârstă a lipsei răspunderii juridice, că sunt până în 14 ani. Foarte multe fapte penale săvârșite de minori până în 14 ani, ceea ce pe noi ne-a uimit. Cum așa? Păi este destul de logic dacă stăm să ne gândim. Vorbim de părinți plecați la muncă în străinătate și lăsați copiii fără să avem instituit o măsură de protecție în familie, adică niciun adult din familie nu și-a asumat responsabilitatea creșterii, educării, îngrijirii acelui copil. Mai avem cazuri de familii, sigur că da, din medii sociale foarte sărace, unde și nivelul de instruire este extrem de scăzut în rândul părinților, la nivelul părinților, și drept urmare și nivelul de instruire pe care ar putea să-l dea mai departe este unul extrem de deficitar și acei copii ajung să se crească oarecum unii pe alții și să se influențeze prin intermediul acestui anturaj, acel grup al prietenilor care spun, păi ne descurcăm noi, mergem, furăm, încercăm să facem tot felul de tertipuri în așa fel încât să nu avem nevoie de adulți în viața noastră. Aceste comportamente antisociale se revăd și în tot ceea ce înseamnă presa din România. Mirabela, spune-mi, pentru că ne apropiem cu pași rapizi de sfârșitul emisiunii, dacă ar fi să-ți dorești ceva în plan instituțional sau în planul acestei nobile munci de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, ce ți-ai dori, ce ai propune? Mi-aș dori tare mult ca autoritățile din România să fie conduse de oameni deschiși la minte și la suflet, care să nu uite niciodată misiunea pentru care au ajuns acolo. Chiar dacă asta este realitatea, de multe ori sunt numiți politic. Dar nu trebuie să uite că ceea ce ei fac acolo, misiunea pentru care au ajuns, va avea impact asupra unor grupuri foarte mari de oameni și impact asupra vieților oamenilor. Adică un simplu act
Într-adevăr, în foarte mulți funcționari am constatat că nu realizează impactul asupra vieții sociale, asupra vieții personale, asupra vieții familiale individului prin ceea ce ei au semnat ca și întocmirea unui act administrativ. Este tare important să găsim oameni cu minți deschise și cu suflete deschise, în așa fel încât să nu mai înțeleagă că suntem simpli scribi, simpli oameni care scriem hârtii, dar nu ne dăm seama ce impact psihoemoțional, familial, social, financiar au acele hârtii. Să găsim, să ne ajute Dumnezeu, să ne dezvoltăm și emoțional pe lângă partea de instruire juridică, în așa fel încât să nu uităm că lucrăm cu oameni pentru oameni. Și atunci contează foarte mult formarea generațiilor viitoare. Stimați telespectatori, ați urmărit o persoană de la Avocatul Poporului, foarte competentă și foarte empatică, foarte dedicată muncii sale de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Ca Mirabela Mălescu, mai întâlniți foarte mulți oameni de la această instituție. Instituția în sine manifestă o deschidere extraordinară pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și pentru rezolvarea cazurilor pe cale amiabilă în care unii cetățeni în raporturile lor cu autoritățile administrației publice le suferă. Mi-amintesc o parabolă scurtă. Vreau să evidențiez cum ar trebui pregătită generația de mâine. Un profesor a adus la școală mai multe baloane și a dat copiilor din școală și a rugat să umfle acele baloane și să scrie numele pe fiecare balon. După care au scos baloanele, i-au rugat pe copii să scoată baloanele pe hol. Au scos, s-au umplut tot culoarul de baloane. Apoi i-a rugat pe copii să iasă toți și să-și caute balonul său, cu numele său. Bineînțeles că a fost un haos. Nu și-au găsit fiecare balonul. S-au încurcat. Și atunci profesorul le-a spus: opriți-vă. Luați fiecare în mână un balon și numele căruia este scris pe balonul respectiv va trebui să mergeți și să-l dăruiți persoanei respective. Lucrul acesta s-a rezolvat într-un minut. Fiecare a luat câte un balon și imediat s-a dus către celălalt și l-a înmânat. Parabola vizează respectarea dreptului la fericire a celuilalt. Adică în momentul în care îți cauți fericirea proprie, în mod egoist, întâmpini greutăți. Dar în momentul în care ai grijă de respectarea fericirii celuilalt, atunci ai și tu satisfacție, așa cum spunea Mirabela Mălescu mai devreme, prin empatie, prin întreaga manifestare pe care un consilier, un angajat al instituției Avocatul Poporului îl manifestă în raport cu cetățenii care vin să-și plângă încălcarea drepturilor lor. Mirabela Mălescu, am fost surprins că azi dimineață, fără să ne vorbim în pregătirea emisiunii, a făcut o postare pe Facebook, un text extraordinar, care are legătură și cu parabola mea, care are legătură și cu subiectul pe care astăzi l-am discutat. Și textul nu știu cui îi aparține, dar este foarte, foarte interesant și vizează un pic de reflexie asupra condiției umane. Și spune textul respectiv: toți vom muri, toți până la ultimul. Ce balamuc! Dar tocmai pentru aceasta ar trebui să ne iubim unii pe ceilalți. Dar nu ne iubim. Ce nenorocire este pe capul omului când mizeriile vieții îl domină, dar tot el poate să renunțe la aceste nimicuri care îl consumă.
Stimați telespectatori, dragi români, cred că dacă fiecare am avea grijă și să respectăm dreptul celuilalt, dreptul celuilalt la viață, la fericire, și noi ne-am bucura mult mai mult de fericirea noastră. Vă doresc să vă manifestați într-o iubire prin credință și unitate. Până data viitoare, Doamne ajută!